Bună inteligenților, cu voi este Smart Child. În acest video vă așteaptă ghicitori care par simple la prima vedere, însă vă vor da bătăi de cap până le veți rezolva. Încercați să le ghiciți și scrieți în comentarii la câte ați răspuns corect. Înainte de a începe, vă rugăm să vă abonați la acest canal, să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade și să rupeți butonașul de like. Polițiștii urmăreau un criminal periculos. Acela a reușit să intre într-un restaurant în care era organizată o petrecere deghizată și să se schimbe. Priviți atent și spuneți cine din ei e bărbatul periculos și de ce. Scrieți răspunsul în comentarii. În restaurant era organizată o petrecere în stil francez, de aceea toți erau îmbrăcați în maior cu dungi și berete și doar un bărbat era îmbrăcat în costum irlandez tradițional. El avea puțin timp pentru a se schimba, de aceea a luat prima ce a găsit. El și este criminalul. Puneți un like dacă ați răspuns corect și să mergem mai departe. Priviți atent acest tablou și spuneți ce nu e bine. De asemenea, și acesta. Și pe al treilea. Un vrăjitor bătrân dintr-un regat îndepărtat dorea să se căsătorească cu o prințesă, însă ea nu era de acord. Atunci vrăjitorul a răpit-o și a închis-o în castelul său, iar un cavaler curajos a decis să o salveze pe beata fată. Însă, la intrare în castel, îl aștepta un dragon cu 3 capete. Cavalerul i-a tăiat toate capurile, însă în același moment au crescut alte capete în loc. Ce trebuie să facă cavalerul? Cum ar putea câștiga dragonul? Răspunsul corect. Chiar dacă are 3 capuri, inima e doar una. De aceea, cavalerul trebuie să-l lovească direct în inimă și îl va câștiga. Un agent secret a primit o informație precum că pe una din insulele oceanului se află un laborator secret, în care un grup criminal elaborează o armă secretă care e capabilă să distrugă toată populația planetei. Agentul a primit comanda de a pătrunde în acest laborator și a furat schițele armei. El a reușit să pătrundă în încăpere și să găsească ușa necesară. Însă, pentru a o deschide, are nevoie de un cod care constă din 4 butoane de culori diferite. Ascultând discuția criminalilor, agentul a aflat că butoanele necesare sunt criptate într-un cuvânt. Ce butoane trebuie să apese agentul ca să intre în laborator? Dacă ați putut descifra codul, ați înțeles că două litere grupate reprezintă o culoare, alveolar. Albastru, verde, roșu, oranj. Anume pe aceste butoane trebuie să apese agentul. Într-o dimineață a avut loc un omor într-un sătuc alături de oraș. Proprietarul uneia din case a fost găsit mort. Poliția care a venit la locul crimei a stabilit ora exactă în care s-a produs incidentul și a identificat 3 suspecți. Fiecare din ei a fost interogat. Domnul Stevenson a povestit că în momentul omorului el dormea, iar doamna Johnson a spus că toată dimineața a petrecut-o în subsol și spăla geamurile. Domnul Foreman a povestit polițiștilor că în acea dimineață se ocupa cu sportul, iar după a făcut o baie. După ce au ascultat toți suspecții, polițiștii au stabilit imediat cine este vinovat, cine din ei minte și este ucigașul, cine și de ce.
Dacă analizăm atent declarațiile fiecărui suspect, atunci devine evident că doamna Johnson minte. Ea a spus că toată dimineața a fost în subsolul casei sale și a spălat geamurile. Însă, de regulă, în astfel de încăperi sau deloc nu sunt geamuri sau sunt foarte mici, încât pot fi spălate în câteva minute. De aceea, ea a mințit și este vinovată. Nu departe de un oraș mic a fost înregistrată aterizarea unei farfurii zburătoare. Când cercetători au venit la fața locului, au stabilit că în interior nu era nimeni. Toți extraterestrii sunt în oraș. Ajutați poliția să îi identifice. Priviți pozele de pe străzile orașului și găsiți acolo extraterestrii. După un naufragiu, călătorul a ajuns pe o insulă nelocuită, unde a fost capturat de un trib străvechi care doresc să-l execute. El va fi plasat în una din celule pe 24 de ore. În primul caz, îl așteaptă o celulă cu păianjeni venenoși. În al doilea caz, o celulă cu un leu flământ. În al treilea caz, o celulă unde arde focul. Desigur, călătorul dorește să rămână în viață. Care celulă trebuie să aleagă? Pentru a se salva, el trebuie să aleagă celula cu numărul 1. Chiar dacă păianjenii sunt venenoși, venenul lor nu poate omorî un om. În așa fel, el poate ieși viu din această celulă peste 24 de ore. Acest domn are nevoie să transporte această țeavă din fier de pe un mal al râului pe celălalt. Dacă va pune țeava în barcă, ea va începe îndată să se scufunde, deoarece nu poate suporta o greutate atât de mare. Pe lângă barcă, domnul mai are la îndemână o frânghie și o brichetă. Cum să transporte țeava pe celălalt mal? Pentru a răspunde corect, aveți nevoie de logică și cunoștințe elementare ale fizicii. Domnul trebuie să lege țeava cu frânghia de barcă. Atunci apa automat va ridica țeava la suprafață, ce o face considerabil mai ușoară, iar domnul va putea să ajungă de la un mal la altul. De brichetă el nici nu va avea nevoie, ea a fost pusă pentru a vă duce puțin în eroare. Podul unește două stânci între care este beznă. Trebuie să treceți pe cealaltă stâncă având două mere, dar podul e atât de greu că va rezista doar la greutatea voastră și la un singur măr. Cum ați putea trece pe cealaltă parte a podului cu două mere? Luând în considerare că nu vă puteți întoarce, puteți trece doar o singură dată. Această ghicitoare verifică bine inventivitatea voastră. Trebuie doar să mergeți pe pod și să jonglați cu merele. Atunci veți avea un singur măr mereu în mână, iar al doilea va fi în aer. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Pentru a nu rata noile episoade, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul. Nu uitați să ne spuneți în comentarii la câte ghicitori ați răspuns corect. Iar dacă v-a plăcut acest episod, rupeți butonașul de like. Vă așteptăm pe canalul nostru pentru a rezolva și alte ghicitori. Pe curând!